Ne-ați cerut acolo să-i filmați în curte? Da. Băieți, ne-ați cerut acolo? Eu da, de la început. Eu am venit în spate la găini să vedem ce are găini, îmi dau drumul și am auzit un răcăieci pe Ioana țăpând proprietara. Și eu zic, eu mă duc până acolo, ce-mi fie, cățaua și chiorul ăcaia, și am venit pe te-a venit și fiică să arăte, Marinela, adică de ce trecină. Și că acolo șa Ivon era prins de mâini, pe potrână, și era prins de mâini din nepotrână și o ținea de avea altcina. Și el urăcă, ea, omorâți-mă, că am omorât-o pe mama, omorât. Ivana era curgea sânge de aici, că i-a dat cu sătura, cum a ieșit afară. Și când ne-am dus să vedem acolo, baba era moartă pe sală. Eu n-am intrat, că mi-e frică să verg pe inima, a intrat-o nepoată. Și aia am prins-o eu în braț, că era scadă jos. Și era moartă baba pe sală de el, dar el a strigat că am omorât-o pe mama. După aia cum a fost el. În cauza efectuăm cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor calificat și tentativă la omor calificat. Stabilim împrejurările reale ale săvârșirii faptelor penale, după care vă vom comunica alte date. La acest moment nu vă pot da mai mult. Presupusul autor a fost identificat? Este identificat, urmează să fie audiat și în funcție de ce stabilim va fi reținut și bănuiesc și propus în vederea arestării preventive. A recunoscut ceva din comiterea faptei? Da, a recunoscut.